Bună ziua, bonjour, hello everybody! Bine ați venit la Papi Chicken. Astăzi vom face ciorbă de năut cu niște legume care se numește jardinier de legume, adică grădină, adică legume din grădină. Am pus deja apa la fiert, a dat în clocote, o să adaug bolul ăsta de legume. După care, după ce spăl năutul, o să adaug și năutul și o să le las să fiarbă. O să le adaug niște prafuri aromatice. Când merg la grădină, o să iau niște țeline de acolo, foi de țelină. Și ce mai pun? Sare, piper, puțin piper și cam atât. Asta e ciorba mea. Să-i dăm bătaie. Legumele mele s-au decongelat. Când sunt congelate, sunt pe jumătate fierte. Nu rămâne decât să adaug năutul. În franceză zice borșiș. Și să mergem mai departe, să adăugăm și niște sare. Așa. Cine mai dorește după aceea, o să-și pună în frigorifer. Voi ce mai faceți? Bine? Sunteți bine sănătoși? Mulțumesc tuturora care dați like-uri, dar și dislike-uri. Nu mă deranjează. Este normal ca să în viață să fie un echilibru. Dacă am numai like-uri, înseamnă că sunt dictator și nu vreau să fiu lucrul ăsta. Trebuie să mai fie și oameni care se opună, care vin cu alte idei noi, pentru că lumea evoluează și dacă nu ne acomodăm evoluției, riscăm să ne izolăm și să rămânem în urmă și să ne asigurăm o moarte lentă. Cum vedeți, pe timpul preparării mâncării, vă mai spun și câte ceva din experiența mea personală, care este foarte, foarte, foarte bogată în toate domeniile. Cu timpul, cine știe, poate voi povesti și cum am început, ce am făcut, primii pași pe aici, pe acolo. Colaboratorii mei care sunt pe YouTube, mulți o știu. Dar e vorba de ceilalți care sunteți și care se vor abona în continuare. Pauză și vom continua. Perfectos! Este ciorbița mea care miroase superb. Am pus niște chiurii. Aș merge cu mult și mă duce gândul la multul sat. Ok? Am pus un pic de stăpânt. Și surpriza invenției mele de astăzi, o să pun niște mălai. Și mai am mâncat ciorbă din mălai. Am mâncat din care am ciorbă. Ciorbă, nu cred că ați văzut ce fac. Dezvedea acum. Sigur, o să fie întrebat. O, ce e acolo? Cine bate acolo? Mica. Cei ce încau să fie uniți și voi vedea reacția lor. Bineînțeles că și voi cred că sunteți în același mod ca și mine. Am avut o vizită neașteptată și binevenit în bucătărie. Deci o să punem mălai să surprindem pe toată lumea. Nu credeți? Veți vedea. Ai, 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 ai. Nu știu ce se va întâmpla, ce se va zice. În orice caz, lăsăm să fiarbă.
asta, să iau o lingură să mesc. Okay. O să zică cineva, sigur, ce e aia, mâncare pentru porci? Nu. Suntem în carantină și încercăm să inovăm, să vedem ce se întâmplă. Când punem aia, când punem aia. Ok. O să mai pun niște apă. Așa, și după care o să sting ciorba mea. Dacă inițial am vrut să pun sos de roșii, o să pun sos de orez. Ca să iasă în evidență mai bine legumele mele. Ok? Și asta e ciorba mea de lut cu mălai. Cine zice, am văzut pe Facebook, unul a zis, ce e aia mâncare de porc, într-adevăr, da. Dar ce să și fiecare pune și ei. Vor să participe și ei pe un grup, na, cu ce au și ei. Trebuie să ne gândim și la ceilalți, că nu toată lumea este bogată, nu toată lumea are tot ceea ce trebuie în casă. Dar eu trebuie să-i admirăm că au curajul să o facă. Deci, o să mai pun apă, cam până aici, după aceea sosul, dau puțin încă o dată la opreală și gata ciorba. Are deja un miros foarte plăcut. Wow! Măi, zici că e ciorbă de pui. Zici că e ciulama. E extraordinar. Bun. O să venim cu partea finală. E puțin iute, cred că de la piper, dar foarte puțin. Da, așa spuneam cu... îmi pierdusem ideea. Și a zis că mâncare de porci, dar ce mâncăm noi în ziua de astăzi? Spuneți și mie, ce găsim mai mult prin magazine? Ovăz, orz, secară... Toate lucrurile astea care le dădeam noi la animale și care le dădeam cu să se îngrașe, să fie grase, să putem să le tăiem, să le mâncăm de Crăciun sau când și cum. Scuzați-mă, dar trebuie să pun apă că astăzi le vedem în farfuria noastră. Deci oare suntem porci, suntem animale? Nu, suntem oameni. Deci așa arată până acum ciorba mea de năuți și mălai. Și cum spuneam, le dădeam la animalele noastre numai lucruri bune să mănânce. Și noi nu mâncam pe atunci, că nu era rușine. Dar astăzi, uite, că am descoperit că aceste minunate lucruri, cred că trebuie să mai pun sare. Care le... Da, sigur că nu mai pun. Care le dădeam lor să... să mănânce ca să fie mari și frumoase. Să zic, când vedeați un armăsar de la... Wow, ce frumos! Păi cu ce era hrănit? Ha? Cu lucruri care le mâncăm și astăzi. Mergeți în magazine de specialitate, vedeți raionul cu secară, cu ors, cu ovăz, cu de tot. Și mâncăm cu bucurie. Mai ales dimineața, în mic dejun, vă dați seama. Cereale în mic dejun, grăunțe în mic dejun. Na, deci nu vă speriați de această ciorbă care va speria internetul. Așa o să zic, ciorba care va speria internetul. Pentru că deja este gustoasă, mai trebuie sare și o să iasă și mai gustoasă. O să vă spun după ce mănâncă cei care vor participa la acest ospăț. Ciorbă vegan, vegetariană sau de post. Cum vreți să fie? Fiecare să se claseze singur în categoria care dorește. Nu oblig pe nimeni să fie așa sau să fie așa sau să fie așa. Toate lucrurile trebuie făcut cu mijlocie, cu cumpătate, cu moderație. Și totul se petrece bine. Trăim fericiți, trăim liniștiți. Asta trăiesc eu acum, asta îmi doresc ca toți ceilalți să trăiască. Mai revin cu partea finală. Ok, iată cum arată ciorba mea cu mălaiul fiert. Am mai pus un cub de concentrat de ierburi aromatice. Care vi l-am arătat mai devreme. Mălaiul s-a făcut. Ia să gustăm. Mm-hmm.
Trebuie să-i mai pun niște curry. Obiectivul e să îi dăm așa o... Să dăm așa un gust mai aparte ca să uităm că avem ăla înăuntru. Așa. Ok. Și acum punem partea finală, secretul. Sosul de orez. Care o să albească ciorbița mea. Mulți vă întrebați cum e gustul. Extraordinar de sănătos. Nu, extraordinar de bun. Încercați dacă vreți. Perfectos. Perfectos. Mă amestec cu microfonul. Ia uitați. Și a dispărut mălaiul, nu se mai vede. Ați văzut? Cine s-a uitat atent o să vede. Perfectos. Ia uitați. Puțină sare și mai trebuie ceva aromat pentru aromă. O să punem niște țelină. Deci cum țelina e parfumată, o să îi facem așa niște fulgi pe deasupra. Să ne parfumeze ciorba noastră de năut cu mălai care e gata. Pentru aspect o să mai dai în farfurie niște ardei roșu. Ok. Perfectos. Să luăm așa pe deasupra să vedem cine. Lăsăm puțin să se infuzeze. Până atunci tai puțin ardei și trecem la mise en place. Vedem că e pe pauză. Ia uitați, punem așa ardeiul meu roșu. Cum nu e fiert, o să stea deasupra, ia, să vedem. M-am păcălit nostru. Credeam că stă ca țelina, dar pe semne că e mai greu. Ok, apare ușor. Ok. Nu mai ne rămâne decât să facem mise en place. Mm-hmm.
Gata, e extraordinar. Încă puțină sare. Am pus cam o lingură jumate. Am luat așa, după ochi. Sare mai trebuie ca să scoate în evidență aromele la țelină și la ardei. Perfectus. Ideal. Wow. Gata. M-a dat gata. Rețeta care sparge internetul. Ok, și acum să asistăm la mise en place, a ciorbei cu care îi sparge tot internetul. Ciorbă de năut cu mălai și legume. Ia uitați. Să vedem mălai totuși. Perfectos. Luăm de pe deasupra niște. Ia uitați. Perfectos. Nu arată bine? Ce ziceți? Eu zic că da. Nu vă invit decât să gustați și voi, dar ca să gustați trebuie să faceți. Și ca să faceți trebuie să încerceți rețeta. Dar rețeta trebuie să urmăriți filmul ca să o vedeți, că nu am. Rețeta e pe moment. Căci nu sunt creator de rețete. Când voi fi, o să le pun. Dar poate o să mai ne întâlnim cu asemenea momente. Ia să vedem ce avem aici, uitați. O să vedem aluia. Sigur o să-mi pun întrebarea ce este. Dar la cine nu e foame, adică la cine e foame, pardon, o să mănânce și nu o să-și dea seama. Wow! Băi, n-ați mâncat niciodată. Eu nu știți ce gust are. Prima oară se simte aroma de la țelină, după aceea mălaiu, după aceea năutru. Și ele sunt Vă mulțumesc pentru atenție și pe data viitoare.